Am întârziat un sfert de oră în piața Marcheș de Pombal, dar taman la țanc, că am prins pedalarea masa critică din februarie. Latinii ăștia sunt punctuali pe tot continentul, cam cu aproximație de un sfert de oră. Data trecută eram mai mult, ori mi-a părut mie. Probabil ne-am adunat mai mult în timpul învârtirii în jurul monumentului. Să vedem dacă azi e același scenariu. Am plecat. Da, puțin. Puțin de data asta. Și-s cam la egal, bărbați și femei. Alătură unii din mers. Nadia, mai facem un cerc. Hop, atent. Frânare bruscă. Fiți nervoși, băi. Ha,
al treilea cerc ne se alătură și Nadia. Moldoveancă de 10 ani în Portugalia. Cred că e ultimul cerc, acum facem dreapta și ne ducem încolo, de unde ai urcat tu, de unde ai intrat tu. Nu știu, n-am auzit pe nimeni să zică nimic, n-au reacționat pe Facebook la nimic, așa că probabil nu. Dar dacă vezi că ne apropiem, zici și ne desprindem și ne ducem să vedem, poate sunt oameni. O să vedem acuși care-i traseul lor. Dacă l-au luat în considerație, o să mergem la ambasadă. Dacă nu, ne ducem numai noi. Și după aia ne despărțim. Ei, am hărțile astea. Cum o facem dreapta, cred că. Nu? Sau mai vor un cerc? Mai vor un cerc. Da. Adevărul e că suntem puțini, data trecută eram măcar o leacă mai mult. Să mai ieși unul acolo. Dar nu-i nimeni, nu-i nimeni, capul, da, tot e stihinic. Da, cineva tot face eventul pe Facebook, probabil, știi? Are grijă de reguli. Masa critică Lisabona. Lisboa, da. Da. Sau au un site masa critică pt.com sau org. Și acolo au graficul din toate orașele, cred că sunt vreo 5. Acolo am văzut că Almada face cu o săptămână mai târziu. Că de regulă în lume, tradițional, se face în ultima zi de lucru a săptămânii, la sfârșitul orelor de muncă, ca să fie traficul cât mai intens și oamenii să vadă cum noi îmblăm fericiți cu bicicleta. Gata, înseamnă că ieșim dacă am schimbat banda. Aici este când sunt piste, mergem pe piste. Aici este piste. Da, mai tincăm și facem dreapta pe margine și pista e pe mijloc, nu știu cum, nu? N-a de auzit că dacă ei nu vor la ambasadă, ne duce numai noi. Și când au văzut că grupul o e în aleva, dar noi ne-am dus preama. Na, probabil n-am putut. Poate mai prindem azi un protest. Nu se poate. Să faci 80 km și să nu protestezi de două ori. Aici e un singur sens, da? Nu vine nimeni din față, doar din spate poate să vină. Și este unul, gata, mă așteaptă. Am văzut, ne-am învârtit cu ei. De două ori și eu. Noi i-am susținut, ei nu au vrut să ne susțină. Na, unul a zis că e bună lui Zinca, bravo. Da? Dar pe internet nu a comentat nimeni nimic. Sperioși.